ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Nu există niciun fel de informații despre doi bărbați din Kamenka dispăruți acum două zile. Ministrul de Interne știe doar că unul din ei a fost răpit de miliția transnistreană. Ceilalți doi care au fost eliberați au ajuns aseară acasă. Vântul puternic a smuls acoperișurile unei biserici și a mai multor case din satul Boșcana. Vremea rea a făcut pagube și în alte localități. Ministrul de Externe susține că în secțiile de votare deschise pentru diasporă vor fi amenajate spații pentru cei cu simptome de coronavirus. Dar nu există un plan pentru cazul în care, din cauza pandemiei, nu va fi posibilă deschiderea unei secții. Autoritățile nu au un plan clar pentru situația în care în anumite state nu va fi posibilă deschiderea secțiilor de votare pentru cetățenii moldoveni la alegerile prezidențiale din cauza pandemiei. Responsabilii de la Ministerul de Externe spun că și cetățenii cu simptome de coronavirus vor putea vota, pentru ei urmând să fie amenajate încăperi speciale. Noi suntem într-o situație pe care o stăpânim și în scurt timp cred că noi vom avea și adresele agreate. Autoritățile de la Chișinău încă nu au adresele secțiilor de votare din străinătate, iar dacă pe ultima sută de metri se vor face schimbări în funcție de evoluția situației epidemiologice, un plan concret de acțiuni nu există, așa că nu se știe cum le va fi asigurat dreptul la vot cetățenilor din diasporă, care se vor afla în țările ce ar putea impune măsuri mai stricte. Prima soluție pe care am propus-o noi, atunci când există imposibilitate de a deschide sau apare situația de imposibilitate de a deschide o secție de votare, opțiunea alternativă ar fi votul în cea mai apropiată secție de votare care este deschisă. Fiecare secție de votare din diasporă va primi cel mult 5.000 de buletine de vot, iar reprezentanții birourilor vor fi informați că trebuie să amenajeze spații separate pentru cei care vin cu febră sau alte simptome ale coronavirusului. Acum responsabilii de la CEC urmează să înainteze această propunere Comisiei Extraordinare pentru Sănătate Publică. Amenajării unui loc special în cadrul secției de votare și a unei mese și urne speciale unde vor putea vota persoanele care atestă simptome de febră, în acest sens fiindu-le asigurat accesul în secția de votare, respectiv procedurile de dezinfectare, respectiv procedurile de distanță socială. Acum două săptămâni, CEC a anunțat că se vor deschide 139 de secții de votare în 36 de țări pentru moldovenii aflați în străinătate, majoritatea urmând să fie amplasate în sediile misiunilor diplomatice. Pentru scrutinul din 1 noiembrie, CEC a anunțat că sunt cu 39 de unități mai mult decât la alegerile prezidențiale din 2016. Așadar, din cele 139 de secții de votare, cele mai multe, mai exact 30, vor fi deschise în Italia, 17 în Rusia, 13 în România, cu una mai puțin în Statele Unite. 8 vor fi amenajate pentru moldovenii din Franța, 7 în Marea Britanie, 6 în Germania, 5 în Spania, câte 4 în Canada și Irlanda. În Israel, Turcia, Grecia, Ucraina vor fi câte 2 secții, iar în alte 20 de țări vor fi câte una. A fost permisă votarea în baza buletinului de identitate, precum și a pașaportului cu termen de valabilitate expirat. În acest an, peste 60.000 de moldoveni s-au înregistrat prealabil pentru participarea la scrutinul din 1 noiembrie. Este cel mai mare număr înregistrat până acum de sistemul CEC și de 17 ori mai mare decât numărul de participanți înscriși în 2016. Vântul și ploile de ieri au făcut prăpăd în câteva raioane ale țării. Au fost smulse acoperișuri de pe mai multe instituții și inundate străzi. Cu mai multe detalii despre pagube vine colega noastră Diana Ambros. Diana, bună ziua! Bună ziua, Valeria! Bună ziua tuturor! În satul Bășcana din raionul Criuleni, vântul puternic a smuls acoperișul a 10 de case, dar și a primăriei și bisericii din localitate. Totodată, rafalele au făcut ravagii în raioanele Soroca și Glodeni, unde a fost deteriorat acoperișul a 2 licee. Acum, la moment, la fața locului, membrii Comisiei pentru Situații de Urgență intervin pentru a stabili toate prejudiciile. În următoarele zile, vremea se va menține posomorâtă, iar în sudul țării vor cădea precipitații, anunță meteorologii. În noaptea, temperaturile vor oscila între 13 și 17 grade, iar ziua vor atinge maxime de 23 de grade. În același timp, în următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial.
Atât la acest subiect. Valeria. Diana, îți mulțumesc. Ministrii de externe ai Armeniei și Azerbaidjanului, țări aflate în conflict deschis pentru regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, sunt așteptați astăzi la Moscova. Cei doi au fost invitați de președintele Vladimir Putin pentru negocieri. Erevan și Baku nu au reacționat public deocamdată și deci nu este clar dacă cele două părți vor accepta invitația. Ieri, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a discutat la telefon cu președintele azer Ilham Aliyev și cu premierul armean Nikol Pașinian. El a cerut încetarea luptelor în Nagorno-Karabakh din motive umanitare, în vederea schimbului de morți și de prizonieri. Ministrul azer de externe s-a aflat ieri la Geneva, unde s-a întâlnit cu copreședinții grupului OSCE de la Minsk, responsabil de medierea internațională a acestui conflict, ce durează de peste 30 de ani. Nu există informații despre conținutul discuțiilor de la Geneva. Chiar înainte de această întâlnire, forțele armate azere și cele armene au lansat noi atacuri în regiunea Nagorno-Karabakh. Un bărbat a fost ucis în orașul azer Gornaboy. Într-o altă localitate din Nagorno-Karabakh a fost bombardată o catedrală. Trei jurnaliști ruși au fost răniți, iar unul se află în stare gravă. Autoritățile din Nagorno-Karabakh spun că situația nu s-a schimbat pe parcursul nopții, iar capitala a fost ținta mai multor atacuri cu rachete din partea forțelor azere. Tot narod care a slat всех своих детей, у меня трое сыновей сейчас на посту. Везде. А мы остались здесь в подвале. Потому что бомбят город, мирный город, мирных жителей бомбят. Потому поэтому мы не можем у себя в квартирах жить. Живём в подвале. Unii localnici s-au adăpostit în biserici și se roagă pentru pace. Mulți oameni au părăsit regiunea separatistă și s-au refugiat în Armenia, în satele din apropiere. Около 800 человек беженцев. Дети основные, женщины и старики. А молодежь все осталась там. В бою. Din 27 septembrie, separatiștii armeni din autoproclamata Republică Nagorno-Karabakh și forțele azere luptă din nou. Numărul oficial al morților este estimat la 300-400, printre care s-ar afla aproximativ 50 de civili. Cifrele sunt relative, iar bilanțul real ar putea fi mult mai ridicat, fiecare tabără susținând că au ucis mii de soldați inamici. Apelurile din partea comunității internaționale către cele două părți de a încheia un armistițiu au rămas până acum fără răspuns. Primăria Capitalei face apel la centrele medicale private să ajute cu tot ce pot spitalele care tratează pacienți cu coronavirus. Ventilatoare, aparate de oxigen, specialiști sau chiar paturi pentru bolnavii de COVID, orice este binevenit, scriu funcționarii. Unele clinici au răspuns deja că nu pot să ajute, pentru că și așa se descurcă greu. Primăria a scris un demers în adresa 8 spitale și clinici private din Chișinău, în care cer insistent ajutor în lupta cu virusul, în cazul în care numărul infectărilor ar putea să crească în următoarele 3 luni. Autoritățile locale cer ca instituțiile private să pună la dispoziția celor publice, pe o anumită perioadă, orice echipament disponibil. Ventilatoare, monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale, generatoare de oxigen, personal, medical și chiar spațiu în cazul în care aparatajul nu poate fi transferat. Ținând cont de situație epidemiologică prin infecția COVID-19 din municipiul Chișinău destul de alarmantă și suntem într-o creștere regretabilă, am făcut apel instituțiilor private pentru a ne asigura că putem miza și pe ajutorul lor într-o anumită situație critică. Reprezentanții unei clinici private din capitală specializată în servicii de concepere și naștere și la care a ajuns apelul susțin că nu se pot implica. Când este vorba de un profil general de terapii, de chirurgii care pot fi amânate, asta este o adresare, dar când este vorba de naștere, nu putem să contractele care sunt încheiate cu pacientele, astăzi noi să anulăm contractele și să zicem de mâine noi primim COVID. De aparate de ventilare, clinica nu dispune și nici de lucrători medicali pe care să-i poată transfera. În instituție sunt doar 16 paturi și 2 săli de operație. Noi acum ne fierbim sânguri într-așa o situație, când suntem nevoiți să stăm cu zilele, cu sucile, ca să putem face față la serviciile care la noi le-am
angajați, ne-am obligat să le facem. Cele mai multe centre medicale către care a fost trimisă scrisoarea fac parte din Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din țară. Uniunea a anunțat că unele sunt gata să ofere aparataj medical, însă nu specialiști și spațiu pentru bolnavi. Punerea la dispoziția capacităților instituțiilor membre și preluare la necesitatea unor servicii medicale planice. Totodată, primăria a anunțat că la Spitalul Clinic Municipal Gheorghi Paladi un bloc va fi reprofilat și amenajat pentru bolnavii de coronavirus. Acesta are o capacitate de 110 locuri, dintre care 6-4 de terapie intensivă. Internările vor începe de astăzi. ONG-urile pot să ofere servicii contraplată concurenților electorale în perioada campaniei pentru prezidențiale. Decizia a fost luată ieri de Curtea Constituțională. Curtea nu a identificat motive pertinente care ar justifica aplicarea interdicției prestării serviciilor oneroase contraplată doar față de organizațiile necomerciale, având în vedere că legea le permite organizațiilor necomerciale să presteze aceste servicii în afara campaniei electorale. Astfel, Curtea interzice prestarea serviciilor gratuite de către organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei. Decizia a fost luată de Curtea Constituțională după examinarea sesizării depuse de către deputatul Sergiu Litvinenko. După mai bine de 48 de ore de la izbucnirea incendiului de la depozitul de armament din Rusia, nu se mai aud exploziile munițiilor. Situația excepțională decretată în regiune a fost ridicată în această dimineață, iar cei peste 2000 de localnici evacuați ieri se pot întoarce la casele lor. Открытого горения на арсенале нет, взрывов нет. Есть возгорание в лесных массивах на расстоянии 6-8 километров. Абсолютно не являющиеся последствиями деятельности арсенала. Это идет естественный пожар природный. Din imaginile apărute pe internet, filmate cu drona deasupra bazei militare din Razan, se vede că o parte a clădirii a fost distrusă. Pe teritoriul bazei militare sunt 113 depozite cu armament, 70 subterane și 43 la suprafață, anume cele din urmă au fost afectate de flăcări. Autoritățile anunță că din cele peste 75.000 de tone de muniții ar fi explodat peste 1.600 de unități, deși localnicii spun că în primele ore după izbucnirea incendiului aveau senzația că asistă la un show de focuri de artificii, iar exploziile se produceau din 5 în 5 secunde. Fluxul exploziilor a aruncat bucăți de schije la o distanță de 20 de kilometri, așa că înainte ca oamenii evacuați ieri să revină la casele lor, geniștii au verificat localitate cu localitate. Провели групами разминирования проверку всех линий электропередач, никаких взрывоопасных предметов нет. Провели проверку всех газопроводов, провели проверку железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухина и автострада. Все работают в штатном режиме. Никаких нарушений в этом вопросе нет. Pompierii vor continua să mai toarne apă peste ruinele fumegânde ale depozitului. Peste 20 de case au fost distruse din cauza munițiilor care au căzut peste ele, iar 13 persoane au fost rănite. O femeie se află la reanimare. Depozitul ar fi luat foc după ce un incendiu pe un câmp din vecinătate s-a extins cu mare viteză din cauza unor rafale puternice de vânt. Scheletul unui dinozaur a fost vândut la o licitație cu 32 de milioane de dolari, deși suma estimată inițial a fost de 4 ori mai mică. Vedeți cum arată scheletul dinozaurului de milioane, botezat Stan, în câteva minute la știri. Bătrânii care iau prânzul de la o cantină socială au avut parte ieri de un concert în aer liber. Surpriza l-a fost organizată de voluntarii proiectului Oameni pentru Oameni, care ajută lumea în perioada pandemiei. Oamenii care spun că pensia nu le ajunge nici de mâncare, nu au văzut de mult un concert, așa că s-au bucurat. Curtea cantinei sociale s-a transformat într-o sală de concert. Bătrânii spun că pensia nu le ajunge de produse alimentare, iar de concerte nici atât. La un concert
Am uitat. Of, Doamne, of. Nu am fost încă nu știu câți ani. Nu-mi permite pensia. Pensia aveți? 890 de lei. Am luat când am fost tânăr. Dar mă, la 84 de ani, nu mă duc. Gata, s-a terminat. Vezi că strigă. Stați acasă! De 2 ani, Fiodor Gacic vine să ia prânzul la cantina socială. Bărbatul ne-a spus că este singur, iar copiii nu îl ajută. Eu la tăi s-a ajutat și tot a strigat, mama, dune, de-a de fie, de-a, mama, dune, de-a de fie, de-a muie, mama, dune, nu-i viața, a rămas, de-a de fie, de singur. Tăi s-a uitat, da? Am noroc din dumneavoastră că aveți nevoie de noi. Simt o responsabilitate foarte mare pentru că trebuie să dau o dispoziție bună omului pentru că se vadă că mai este ceva frumos în viața asta. Concertul a fost organizat de voluntarii de la Oameni pentru Oameni, care pe timpul stării de urgență, când cantina a fost închisă, împărțeau prânzurile calde acasă bătrânilor. Noi am dorit să le oferim cel puțin o oră de muzică, de socializare la distanță, protejați. Este și săptămâna voluntarilor, Ziua Internațională a Persoanelor în Etate. Ne-am gândit că ar fi frumos și oportun să găzduim și un eveniment cu încărcătură emoțională. Mașina voluntarilor a fost încărcată cu produse. Voluntarii au pregătit beneficiarilor câte un sac cu legume, dar și fructe. Totodată, din donații, le-au cumpărat tort și dulciuri. În prima zi când am văzut postarea cu evenimentul, mi-a venit din start gândul. Am adus fructe, câte 10 kg de mere, banane și portocale. Inițiativa Oameni pentru Oameni continuă, însă donațiile au scăzut considerabil, spune coordonatoarea. Apelurile continuă. Este o criză economică foarte simțită, inclusiv de noi, de toți, probabil. Respectiv, ne este mult mai greu să adunăm donații. Cantina socială deschisă de Fundația Regina Pacis este întreținută exclusiv din donații. În fiecare zi, aici vin să ia prânzul la pachet 150 de persoane. Nu există nici astăzi informații despre doi dintre bărbații răpiți de milițienii transnistreni. Ministerul de Interne susține că nu a luat legătura cu niciunul din ei și nici cu reprezentanții Tiraspolului. Între timp, potrivit avocaților Promolex, polițistul și celălalt bărbat, eliberați, au ajuns aseară acasă și spun că nu au fost supuși torturii. Potrivit reprezentanților Asociației Promolex, aseară polițistul din orașul Florești, răpit de milițienii din Transnistria, Andrei Amarfi, a ajuns acasă. Ieri seara, deci Amarfi în jurul orilor 6-7 era deja acasă. Colegii mei au vorbit cu el, a declarat că nu a fost supus torturii sau anumitor acte împotriva, fizice împotriva sa. Era bine dispus pentru că a ajuns în sfârșit acasă la familie. Ieri, odată cu Amarfi, a fost eliberat și angajatul Agenției Servicii Publice, Alexandru Puris, care este originar și el din orașul Kamenka. El este cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut pe data de 8, la orele 1, din propria casă din orașul Kamenka, de către, iarăși, din nou, de către persoane mascate. A fost încătușat, i s-a pus o glugă pe față și, fiind doar în lingerie și șlap, a fost urcat într-un microbus și dus la Tiraspol, unde a fost deținut într-un izolator al structurilor de securitate locale. Potrivit Promolex, la domiciliul acestuia la fel au fost făcute percheziții în prezența tatălui său, care suferă de probleme cardiace. Acestea au început la ora 3 noapte și au durat aproximativ 2-3 ore. Colaboratorii structurilor de securitate au confiscat mai multe bunuri din casa lui Puris, precum computer, laptop, telefon și bani. Până la această oră însă nu există nicio informație despre alte două persoane răpite. Este vorba despre Stanislav Mânzărar și Adrian Glijin, despre care nici familia lui nu știe nimic. Soția și mama lui la fel încă nu cunosc absolut nimic despre locul aflării lui și starea sănătății sale. Glijin a fost răpit miercuri la amiază în timp ce păștea animalele pe un câmp de lângă Kamenka. Despre Mânzărar însă nu este clar dacă a fost luat de transnistreni sau nu. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne ne-au spus astăzi că nu dețin nicio informație oficială despre acesta. Despre alți doi nu cunoaștem absolut nimic. Angajații inspectoratului de poliție din regiune au încercat să ia legătura cu aceste două persoane pentru că se cunoaște numele lor, dar că nu a fost posibil să fie o comunicare cu aceștia și respectiv nu a fost confirmat acea răpire despre care se tot vorbește. Reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate nu ne-au răspuns astăzi la telefon pentru a ne oferi detalii. În după amiaza zilei de ieri, Tiraspolul a anunțat că doi bărbați au fost eliberați, după ce liderul separatist Vadim Krasnoselski a convenit asta la telefon cu Igor Dodon. Comisia Unificată de Control a calificat acțiunile autorităților din Transnistria drept
provocatoare și destabilizatoare. Procuratura Generală a anunțat ieri că dosarul deschis pentru răpire de persoane de Procuratura din Florești este gestionat acum de procurorii de la criminalitate organizată. Un bloc de 33 de etaje din Coreea de Sud a fost cuprins de un incendiu uriaș aseară. Sute de persoane au fost evacuate și mai bine de 80 au fost trimise la spital cu probleme respiratorii după ce au inhalat fum. Azi dimineață, flăcările încă nu fuseseră complet stinse. Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 23, între etajele 8 și 12. Flăcările s-au extins rapid și au devenit foarte greu de controlat de către pompierii din cauza vântului puternic. Potrivit presei locale, clădirea are aproximativ 120 de apartamente, dar și mai multe magazine. Autoritățile nu au anunțat încă de la ce a izbucnit incendiul. Regele dinozaurilor a fost vândut la licitație cu o sumă uriașă. Scheletul lui Stan, una dintre cele mai complete fosile de tiranozaur găsite vreodată, a fost vândut cu 32 de milioane de dolari, de 4 ori mai mult decât suma estimată inițial. Câștigătorul este o persoană rămasă anonimă. Licitația a pornit de la 8 milioane, iar pragul a fost depășit după doar 2 minute de la deschiderea licitației. 10 million, please. 10 million dollars. 12, please. 12 million. 12, 5, please. 12,500,000. Într-un final, scheletul dinozaurului T-Rex, botezat Stan, a fost vândut cu 32 de milioane de dolari. Stan este una dintre cele aproximativ 50 de fosile de acest fel descoperite vreodată. Este și una dintre cele mai complete fosile de T-Rex găsite până acum, cu 188 de oase și cu dinți de peste 11 cm lungime. They are incredibly rare. You would be counting the number of comparable Rexes on your fingers. In terms of his history, let's start right at the beginning, back 67 million years ago when he was walking the earth. He was the apex predator of the late Cretaceous. He is 37 foot long and one of the fiercest killing machines that has ever roamed the earth. Dinozaurul avea 8 tone, 12 metri lungime și 4 înălțime. T-Rex-ul prezenta leziuni craniene pe care se poate să le fi dobândit în lupta cu alți dinozauri. Primul dintre oase a fost descoperit în 1987 de către paleontologul amator într-o zonă care se întinde pe arii din 4 state americane. Restul au fost găsite pe parcurs până în 1992. A fost nevoie de mai mult de 30 de ore de muncă pentru ca scheletul să fie scos la lumină și refăcut. Vreme de 20 de ani, Stan a fost subiect de studiu la Institutul din Dakota de Sud. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!